mai mulți abuzatori ar fi totuși membri ai familiei, totuși tați biologici sau vitregi, ori concubini, da, ai părinților, ori bunei, ori frați, unchi, totuși. Adică vorbim despre un abuzator care copilul totuși îl cunoștea și îl știa dintr-un anumit aspect. Dar nu negăm faptul că sunt și abuzuri sexuale și cu persoane care sunt implicate, persoanele abuzatoare fiind persoane necunoscute de copii. Ați agresat sexual nepoata? Un caz care a bulversat opinia publică a avut loc în luna februarie într-un raion din centrul țării. Un pensionar în vârstă de 65 de ani a fost acuzat că a violat o fetiță de 5 ani. Victima era fiica norei sale dintr-o altă relație. Adus în fața instanței, învinuitul a negat fapta. Nu. Dar este nepoata dumneavoastră biologică? Este nepoata dumneavoastră biologică? Nu, e de la nore. Dar știți de ce ați fost reținut în părere? M-a spus că eu am violat nepoata. Și nici m-a luat. Nu i-ați făcut nimic, cred. Nu. Dar ce atunci totuși s-a întâmplat? Adică ați fost reținut, ați oferit declarații sau cunoașteți ce a declarat? Și eu ne-am sunat la poliție și poliția nici m-a luat. Pe lângă cazul respectiv, în primele 9 luni din acest an au fost înregistrate alte 272 de cauze penale în care victimele violenței sexuale au fost copii. Sunt cu circa 70 de cazuri mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Fiind implicați 241 de fete și 40 de băieți. În aceste incidente, în aceste cazuri, au fost implicați 59 de copii în calitate de agresori cu vârstă cuprinsă între 13 și 17 ani. Dacă ne referim la localitatea unde au fost săvârșite aceste infracțiuni, atunci în regiunile urbane au fost înregistrate 177 de cauze penale, iar în regiunea rurală fiind înregistrate 166 de cauze penale. Dacă ne referim la corelația dintre victime și agresor, atunci observăm că cel mai des sunt întâlnite cazurile când victima cunoaște făptașul. Respectiv, au fost înregistrate 115 cazuri referitor la faptul când victima cunoaște agresorul și 59 de cazuri când victima nu cunoaște agresorul. Sunt înregistrate precum și cazuri în care agresorul este fratele victimei, fiind înregistrate 36 de cazuri și atunci când agresorul este concubinul mamei, sunt înregistrate 69 de cazuri. Anual, poliția desfășoară campanii de informare în școli, explicând elevilor gravitatea violenței asupra copiilor și oferindu-le detalii despre locurile și instituțiile la care se pot adresa pentru ajutor. În instituții de învățământ sunt desfășurate acele activități de informare cu elevii, campanii, precum spune nu abuzului sexual sau spune nu tolera orice formă de violență și respectiv se aduce către societate acel pericol, cât este de gravă de fapt situația și cum putem noi să intervenim și să oprim acele fapte care nu este ceva normal și urmează să fie trași la răspundere pentru la fel. Atragerea la răspundere a persoanei este o prevenire. Prevenția cazurilor de abuz începe de acasă, consideră psihologii. Părinții sunt cei care trebuie să le explice copiilor, încă de mici, riscurile și formele de abuz sexual. Este nevoie de vorbit, în primul rând, în familie, da, cu copiii, cred că părinții, unul din părinți care este mai apropiat cu copilul, despre riscurile, despre cum poți preveni, despre corpul copilului, adică unde, dacă sunt copii mai mici, unde se poate pune mâna, unde nu, unde pot spune nu în unele momente, cum pot stopa unele momente și unele comportamente care nu ți sunt plăcute. În cazul în care copiii se confruntă cu o situație care îi trezește nedumeriri, ar trebui să vorbească despre asta cu persoanele în care are încredere. Tăcerea nu este o soluție pentru că îl încurajează pe agresor să continue. Odată ce devin victime, reabilitarea devine un proces de durată și extrem de complicat. Profilul psihologic cumva unui copil abuzat sexual, da,
ar fi un copil care, adică mi-aduc aminte diferiți copii, da? Unul poate să fie cu foarte timid, foarte închis, foarte, cu stări foarte mari depresive și chiar care are niște gânduri, ori tentative suicidare chiar. Sunt și copii mai veseli și copii care ei cumva vor să mușa mai cumva, da, să nu arate că este trist și ar putea avea un comportament mai deschis, mai comunicabil, dar totuși starea psihologică a fiecărui copil care a fost sau este victimă, martoră a diferitor tipuri de abuzuri, este foarte mult influențată și foarte mult cumva să spunem că are un impact foarte mare asupra dezvoltării copilului de acum în maturitate ca persoană matură, da? Adică aici se pune amprente pe situație, pe cumva nivelurile de relaționare a copilului, pe starea lui de a fi bine și starea lui emoțională, adică copilul este mai stresat, este mai, poate să dezvolte anxietate, cum am zis, depresie, poate să dezvolte anumite comportamente, iarăși comportamente riscante. Abuzul sexual nu alege nici starea financiară a copilului. Se poate întâmpla și într-o familie îndestulată deopotrivă. Nu numai decât, da, în familii vulnerabile, adică sunt familii destul de bine mersi care, în care se întâmplă aceste lucruri, din păcate. Depistarea și intervenția se face la fel ca și în familie, adică nu este cumva o diferență aici, fiindcă este, dacă copilul este supus unui oricărui tip de abuz, de violență, neapărat este nevoie de implicați specialiștii. În momentul în care copilul este în pericol, el sau familia lui poate oricând cere ajutorul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de copii. La CINEPAC, da, poate, adică poate să apeleze copilul, ori părintele și prin intermediul apelului telefonic. Este un chat tot pe care pot scrie copiii despre unele, să se sesizeze despre unele cazuri de abuz. Chatul este 12+. Este un chat anonim, confidențial și gratuit pentru copii. Copiii tot pot să ne scrie. Centrul mai este sesizat și de autoritățile locale, de poliție sau de alte instituții.